Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am regăsit la Punctul pe azi. În această seară discutăm cu istoricul Mihail Druță, deputat în primul parlament ales în mod democratic și semnatar al Declarației de Independență a Republicii Moldova. Domnule Druță, bună seara și bine ați revenit la TVR Moldova. Bună seara, domnul Munteanu, bună seara și vă mulțumesc mult pentru invitație la emisiunea noastră. Vă mulțumesc mult pentru oportunitatea de a vă revedea. Noi vă mulțumim că ați acceptat această invitație, deoarece avem foarte multe subiecte de discutat. În aceste zile, domnule Druță, ne bucurăm de primele zile de primăvară, foarte frumoase de altfel, cu mult soare. Primăvara e un anotimp care, de obicei, aduce cu el renaștere, speranță, încredere. În cazul Republicii Moldova, putem vorbi despre renaștere, speranță, încredere în viitor, ținând cont de ceea ce urzesc socialiștii și cu democrații? Frumoasă întrebare, pentru început. E bine. E bine primăvara. E frumos soarele. E îmbucurătoare învierea naturii. Dar, din păcate, în viața politică din Republica Moldova nu există înviere. Din păcate, în viața politică mergem, are loc un proces care decurge din rău în mai rău. Și tot timpul, în calitatea mea de istoric, compar clasa politică de la 1990 și din 4 în 4 ani, ajungând până în prezent, constat o prăbușire a competenței profesionale, a responsabilității politice, a iscusinții politice la urma urmei. Și de ajuns să cumpărăm președinții Republicii Moldova începând cu 1990 și încheiind cu actualul președinte. Ce a făcut pentru Moldova? Ce a făcut pentru supraviețuirea noastră? Că în aceste condiții de primăvară eu vreau să vorbesc că problema se pune foarte și foarte dur. Dacă alte popoare, am repetat-o și cu alte ocazii, dacă în alte țări au loc bătălii politice pentru putere politică. Altfel este situația în Republica Moldova. Noi, de fiecare dată, în cadrul fiecărui scrutin, luptăm pentru supraviețuire, fiindcă securea stingerii noastre ca neam aici, pe pământul nostru, atârnă în continuare deasupra capului nostru. De la actualii guvernanți te poți aștepta la orice. La orice surpriză neagră te poți aștepta, când poți să ne semneze în orice moment sentința de moarte a fărâmii noastre din neam. Eu nu dramatizez. Eu exprim niște gânduri care mă frământă în ultima vreme și nu-mi dau pace să mă bucur de primăvară, de lucruri frumoase care se întâmplă în viața noastră. Deci, în continuare, asistăm în continuare la degradarea continuă a clasei politice? Întocmai univoc. Univoc, fără doar și poate. E o degradare continuă și domnule Munteanu, e o lipsă de responsabilitate vădită. Dar electoratul se ridică la nivelul electoratului anilor 90? Electoratul a parcurs o cale în descendență din punct de vedere a mobilizării, din punct de vedere a moralului și a stării psihologice. Nici nu putem compara elanul, entuziasmul, caracterul, capacitatea de mobilizare a sutelor de mii de oameni care manifestau la sfârșitul anilor 80 ai secolului trecut, în 1990, 91, 92. Nici nu putem compara. Am avut o zvâcnire bună, frumoasă,
în cele două săptămâni, între 30 octombrie și 13 noiembrie 2016, adică în cadrul turului 2 al alegerilor prezidențiale în 2016, când eu eram psihotare și când frumoșii noștri compatrioți care au plecat, frumoșii și chinuiții care au plecat, nu de zile bune acolo psihotare, s-au mobilizat, fiindcă fiecare se gândea că votul lui personal va contribui la crearea condițiilor necesare pentru întoarcerea lor acasă. Și au trecut doar 3 ani. Analizăm participarea la vot peste hotare, dar și aici în țară. Vorbesc foarte, comunic foarte, foarte multă lume și eu pot constat o demoralizare foarte și foarte periculoasă. Vorbește prezența la vot peste hotare, s-a ajuns la 8.000 de cetățeni să iasă în circumscripția din Europa, numărul 50 din Europa să iasă la vot. Foarte și foarte, foarte puțini. Și mai am o observație privind cetățenii, concetățenii noștri de la Parma. Dacă în 2016 erau, să zic, jumătate pregătiți să întoarcă acasă, fiindcă mai mult sau mai puțin au adunat bani pentru a-și cumpăra apartamente, pentru asta au plecat, în primul rând pentru asta au plecat psihotare, și vroiau să întoarcă acasă. Apoi, după victoria lui Dodon, a cuprins o demoralizare, s-a lăsat ca o pâclă de demoralizare peste capitele noastre psihotare și mulți tineri care erau pregătiți să întoarcă acasă au cumpărat apartamente acolo la Parma. Eu spun, eu dezvălui o realitate. Eu nu vreau prin asta să contribui. Eu constat o realitate care ea există în mod obiectiv. Că vorbesc eu sau nu vorbesc eu despre aceasta. Și au cumpărat apartamente acolo, în chirie, au cumpărat casă pe pământ, fiindcă ei au înțeles că cauzele care i-au făcut pe dânși să plece psihotare, sărăcie economică și mizeria politică, persistă în continuare acasă. Și cunosc nume de tineri de acolo, de la Parma, care au venit pentru 6 luni, nu mai mult au rezistat și s-au întors acolo și au cumpărat apartament acolo. Au vândut apartamentul de aici, de la Chișinău, și s-au întors la Parma. Acum, la ce să ne așteptăm de la această nouă alianță dintre PSRM și PD, care se prefigurează la orizont? Se amână primăvara în Republica Moldova? Care va fi esența acestei construcții politice? Știți, eu cred că jocurile sunt făcute. Cuiu alianța a fost deja bătut în pământ. Dar așa sunt eu, așa este firea mea, că eu mai sper. Eu mai sper că domnul Filip, doamna Babuc, dar și un întreg grup de deputați din fracțiunea PD se vor gândi, se vor dumiri în al cel de-al 12-lea ceas și nu vor merge la această alianță care înțelege și un copil din clasă de primare. Îl favorizează pe domnul Dodon, îl favorizează Partidul Socialiștilor pentru bătăliile electorale care ne așteaptă în această toamnă. Și dacă am mari rezervi în privința domnului Diacov, dânsul îl văd în ultimele săptămâni, este atât de liniștit, el cunoaște rezultatul din timp, spre ce se va merge, are un vocabular pe care îl repetă din an în an, de la scrutin electoral la scrutin electoral, cu rolul PD-ului în stabilizarea situației din Republică, ca un garant al stabilității și așa mai departe și așa mai departe. Domnul Deacov spune că PD-ul intenționează să intre în această alianță oficială cu socialiștii pentru a fi o garanție că socialiștii nu vor devia Republica Moldova garanția din drumul său european. Garanția domnului Deacov este o alianță pe care dumneavoastră ați dorit-o în iunie 2019, ați dorit-o pe parcursul verii când îl atacați pe Dodon și atacați Partidul Socialiștilor, ați dorit o alianță cu acum și doar cu acum. Și iată că după plecarea lui Plăhătniuc, care a creat o nouă situație, nu o nouă epocă, cum zice domnul Deacov, o nouă situație politică curentă în Republica noastră s-a creat. Nu
mai este placătniu care să vă dicteze să alegeți o soluție sau alta. Și acum dumneavoastră, Consiliul Politic Național al Partidului poate să hotărască, sau dacă nu tot Consiliul, cel puțin un grup de persoane influente, că întotdeauna hotărăsc un grup de persoane influente, să alegeți și să nu așteptați colaci din partea cumului, să vă invite la negocieri, să vă propună, dar chiar dumneavoastră să bateți în ușă și să vă întâlniți cu conducerea cumului, încă nu e târziu. Eu am zis că așa este natura mea, că eu sper până în ultimul moment. Iată, astăzi, mâine, poimâine, încă nu-i târziu să întâlnească conducerea cumului și să stabilească condițiile de constituire a unei alianțe sănătoase, fără plăhătniuc, fără influența oligarhului din Republica Moldova, o alianță cu adevărat europeană, fiindcă între timp s-au schimbat și cei din conducerea și deputații s-au schimbat în absența lui Plăhătniuc, în absența influenței lui dictatoriale sau autoritare, hai să zicem, ei pot să gândească liber, pot să analizeze la rece situația și pot să tragă concluzii necesare. Și nu mai trebuie să teamă ei atât de mult că au afaceri economice și Dodon cu procuratura îi va ataca, se va răzbuna pe dânsii. Nu trebuie să se teamă de acest lucru. Dacă ei vor face alegerea dreaptă. Și am să spun un lucru pe care poate n-ar trebui să-l spun în unele analize politice. Chiar dacă și-au păcate, și puține în Republica Moldova sunt care n-au păcate, din puțini reprezentanți ai clasei politice sunt care nu au păcate. Dar dacă vor alege just calea, dacă vor constitui alianța dreaptă, atunci li se vor ierta și păcatele. Dar ați pomenit de perioada în care socialiștii și democrații erau adversari politici foarte încrâncenați. Revenim la acea perioadă, iunie 2019, atunci când PSRM-ul și PD-ul se acuzau reciproc de toate relele pe această palmă de pământ. Astăzi îi vedem la aceeași masă. Cum credeți? Cine sau ce i-au adus la aceeași masă de dialog, astfel încât să formeze o guvernare comună? Pentru a trage această concluzie, aș avea nevoie de unele informații foarte și foarte confidențiale și clasificate. Dar am observațiile mele, parcursul a 30 de ani, ce s-a întâmplat cu viața politică din Republica Moldova. Și o declar acum franc în fața telespectatorilor, în fața dumneavoastră, și dacă mă privesc și factorii de decizii din cele trei partide care hotăresc soarta viitorului nostru. Nimic în Republica Moldova de la 1990 încoace nu s-a făcut, nicio decizie majoră nu a fost luată fără influența factorilor externi. Și chiar aș specifica fără influența factorilor externi care a ajuns în Republica noastră, inclusiv prin intermediul serviciilor speciale. Străini care au grijă de interesele naționale ale statelor lor și nici de cum nu se gândesc la soarta chinuitului nostru popor, la soarta chinuitei, zbuciumatei fărâmii noastre din neam. Și n-aș vrea să dau nume aici. N-aș vrea să dau nume, fiindcă a da nume trebuie să ai probe documentare. Eu mă bazez pe unele informații lapidare, pe unele informații pe care le-am cules din mărturisirile unor diplomați, ambasadori străini, care numesc nume, că este suspectat sau au suspiciuni, că el ar fi legat cu tare sau cu tare ar fi legat cu serviciile speciale, în caz de față, ale unei puteri străine, răsăritene, care se numește Federația Rusă și care controlează pas cu pas viața politică din Republica Moldova. Și dacă în privința lui Dodon, mass media o spune direct că el lucrează pe față, lucrează fățiș, el nici nu se mai ascunde. Domnule Munteanu, iată, eu acum fac o declarație. Discursul lui
președintelui Dodon la adunarea generală a Națiunilor Unite, care a fost ca o furtună peste capul nostru. Eu declar că acest discurs nu a fost scris de Dodon, nu a fost scris de Ministerul nostru de Externe, nu a fost scris de consilierii lui. Acest discurs a fost scris la Ministerul în cadrul Ministerului de Externe a Federației Ruse sau cel puțin la ambasadă, dar oricum, asta e în cadrul Ministerului de Externe a Federației Ruse, fiindcă în virtutea obligațiilor mele funcționale după 1990 și după 94 când am fost militar, am urmărit pas cu pas cu mare loc procesul de negocieri în problema Transnistriei. Și tot ce a vorbit Dodon, scuzați-mă, suntem în eter direct, el este președinte de țară, președintele Dodon, la ONU sunt teze care pe parcursul anilor au fost formulate de diplomația rusă. Declarația ministrului de externe de la Chișinău, Aureliu Ciocoi, potrivit căruia armata rusă în 1992 ar fi oprit de fapt vărsările de sânge la Nistru, este și aceasta o teză scrisă în laboratoarele propagandei sovietice? Desigur, desigur, desigur. Pentru prima dată teza aceasta a fost pronunțată de către, să zic, regretatul general Lebe, când el a venit în 92, a fost numit în 92, după ce picul conflictului era depășit, după evenimentele de la Bender, el a venit și a făcut declarațiile cele a lui zgomotoase, războinice, că el, prin acțiunea sa dură, a omorât un număr oarecare de oameni, dar a salvat viețile la un număr mai mare. Iată, pentru prima dată, în forma asta grosolană, militarească, a pronunțat-o dânsul și după asta, în mod diplomatic, mai iscusit, a fost pronunțată această teză de către diplomații ruși. Ca să ajungem acum șeful diplomației moldovenești să repete într-un mod atât de rușinos, într-un mod atât de ofensator la adresa moldovenilor care au murit în războiul de pe Nistru în 1992, se repete. Și el acum spune că dacă Parlamentul va hotărâi... Domnul Isar spune că a fost interpretat greșit declarația domnului Isar. Am analizat cuvântul rostit, am analizat textul publicat și am analizat după asta încercările nereușitele dânsului și ale președintelui Dodon de a drege busuiocul, să zice. Ori el a spus, se rănește să zic, răzvidit a spus că armata rusă a purtat pacea la Nistru, a oprit vărsarea de sânge, dar tancurile care atacau Benderul peste podul dinspre Tiraspol, de la Parcan spre Bender, tancurile care atacau Benderul, atunci le aduceau pace, dar cei zeci de tineri care au fost masacrați din tiruri de aruncătoare de mine de pe teritoriul cetății de la Bendera, unde era unitate militară rusă, tinerii care ocupase poziții de apărare la podul dinspre Bender și au fost omorâți zeci de tineri, răniți zeci de tineri acolo și au fost omorâți din cetate. Da, diplomații ruși încercau să spună că gardiștii speriați au fugit pe teritoriul cetății și de acolo au tras. De pe teritoriul cetății s-a tras cu aruncătoare de mine. A fost un carnagiu acolo la malul de pod. Dar de ce sunt într-un detalii când sunt publicate documentele? Războiul de la Nistru în 4 volume, publicație de ambasadorul Gribince și profesorul Țăranu, care îi pas cu pas, zi cu zi, sunt arătați pașii escaladării conflictului de la Nistru. Avem convenția care a fost semnată pe 21 iulie 1992 între Federația Rusă și Republica Moldova, document... E un argument Convenția logic. De încetare a focului documentar. La Nistru. Focul încetează, ei a fost și pe acel document erau doar două semnături. Lui Yeltsin și a lui Snegur. Ăsta de la... Ăsta... Să-mi permit. Mizerabilul ăsta de Smirnov de la Tiraspol, mizeria asta politică de la Tiraspol, criminalul că a săvârșit crime împotriva poporului nostru, el a fost chemat pentru a-i se aduce la cunoștință
acordul de încetare a focului, sau să zic așa, cu alte cuvinte, tratatul de pace, semnat între președintele Federației Ruse și președintele Sirie. Dar sunt multe argumente. A fost exact, procesul Ilașcu contra Republicii Moldova și Federației Ruse. În cazul Ilașcu. Ilașcu, acolo este foarte documentat. Este îngrozitor cu un ministru de externe. Nu cunoaște detalii, dar eu cred că el nu vrea să le cunoască. Dar eu cred că și lui i s-a dictat să rostească această declarație care este foarte și foarte rușinoasă. Și acum încă și mai rușinos. El așteaptă că iată, dacă Parlamentul va hotărâ, el nu, mama lui nu l-a născut ministru și el, adică se va subordona decizii Parlamentului. Un om, nu un diplomat, nu un ministru, dar un om, un simplu om, un simplu cetățean care are simțul respectului de sine, care se respectă cât de puțin, nu trebuie să aștepte decizia Parlamentului, dar trebuie să-și anunțe demisia de onoare, cât nu-i târziu, astăzi, mâine, să nu aștepte demisia Parlamentului. Și atunci, cât de puțin, el va spăla de rușinea cu care și-a acoperit biografia lui diplomatică și biografia lui de om. Acum, domnule Truță, să revenim la această alianță care ar urma să fie creată între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat. L-am auzit pe Igor Dodon spunând că această alianță ar urma să dureze până în 2023. Acum, întrebarea mea firească este, în contextul în care la sfârșitul acestui an avem alegeri prezidențiale, mă întreb în ce măsură un președinte, eventual președinte care ar putea câștiga din partea forțelor pro-europene, pro-românești, ar putea face foarte multe lucruri bune pentru Republica Moldova în condițiile în care în Parlament va exista o majoritate solidă dintre PSRM și PD, care la rândul ei va oferi un sprijin puternic unui guvern, iarăși, așa cum este astăzi, subordonat lui Igor Dodon. Ce va putea face un președinte de dreapta sau pro-românesc, cu viziuni pro-românești? Va fi în aceeași situație în care a fost Dodon când conducea cu Republica Plahotniuc. Va fi boicotat, va fi izolat. Cu toate că acum are în subordonare servicii de securitate, cu toate că acum din gafele politice de astă vară, Consiliul Suprem de Securitate a fost, rangul Consiliului Suprem de Securitate a fost ridicat, aș zice chiar și deasupra guvernului. Cu toate acestea, dacă se va intra într-un conflict între o majoritate parlamentară și guvernare socialiste, democrate, și un posibil, un eventual președinte pro-european al forțelor de dreapta, atunci desigur că președintele va fi în pierdere, fiindcă Parlamentul în orice moment va trece din nou serviciul de securitate din subordonarea președintelui înapoi, în subordinea poate a premierului, poate a Parlamentului înapoi. Adică ar putea pâinea și cuțitul va fi de conectării președintelui pentru 5 minute. Da, dar eu mă întorc înapoi la factorul psihologic. Și chiar aș vrea să le atrag atenția foarte și foarte insistent domnului Filip și grupului de persoane care sunt apropiate din punct de vedere politic. Să analizeze nu de 10 ori, dar de 100 de ori să analizeze în aceste zile până nu este târziu. Eu am informații că factorii de decizii din cadrul blocului acum ar fi dispuși în noile condiții să formeze o alianță cu Partidul Democrat. Și această alianță se va bucura de sprijinul instituțiilor internaționale și a lumii occidentale. Această alianță se va bucura de sprijinul majorității zdrobitoare a populației Republicii Moldova. Această majoritate se va bucura de sprijinul total
al diasporii în condițiile care sunt în ziua de azi. Diaspora va sprijini, totalmente va sprijini această majoritate. Și să se gândească bine, să nu se pornească pe o cale sinucigașă, că din această alianță cu Dodon, PD-ul va ieși cu mult mai rău decât acum, decât componentele blocului acum. PD-ul din această situație va ieși un actor politic mort sau aproape mort va fi. Dodon va stoarce din trânș orice capital politic. Și dacă Dodon câștigă al doilea mandat, atunci, domnule Diacov și domnule Filip, să credeți cuvântul lui Dodon, am zis eu odată, a crede cuvântul lui Dodon înseamnă atac sau înseamnă atentat la inteligența proprie. Al crede pe Dodon în că el își dă cuvântul, că el asigură, el garantează, asta înseamnă să nu vă stimați inteligența dumneavoastră proprie. Și dacă Dodon câștigă mandatul și pe valul, dacă Doamne ferește câștigă al doilea mandat și pe valul psihologic, emotiv, pe acel val, el o să lovească atât de puternic în acum și încă nu se știe ce să vă alegi din partidul dumneavoastră, ce procent din deputații dumneavoastră vor trece de partea lui Dodon, așa cum dumneavoastră ați cumpărat pe mulți dintre noi și ați cumpărat de la PLDM, de la comuniști. Da, oamenii la țară zic că tot ce se cumpără se vinde. Dumneavoastră i-ați cumpărat, apoi alții cei care s-au lăsat cumpărați o să mai leși cumpărați încă o dată de cel care va deține puterea reală în Republica Moldova. Dar... Așa că îi rog încă o dată să gândească foarte mult. Dar Igor Dodon poate fi împiedicat de cineva sau de ceva să obțină un al doilea mandat prezidențial? În ce măsură dreapta pro-românească, pro-europeană din Republica Moldova este pregătită sau a trecut testul maturității politice pentru a da o luptă decisivă în aceste alegeri prezidențiale? Dreapta n-a ajuns la maturitate politică. Dreapta, din păcate, a regresat. Din 2016 până în prezent a regresat. Dreapta s-a consolidat din punct de vedere a structurilor teritoriale. Fiindcă aceste două partide, acum și platforma, da, au luat naștere aici la Chișinău. Și abia în cadrul alegerilor locale recente, dreapta și-a construit în teritorii cât de cât structuri viabile, structuri teritoriale care susțin conducerea sau capul partidului de aici, de la Chișinău. Acum putem spune că partidele de pe dreapta sunt partide autentice cu metehnele care ele sunt în continuare, fiindcă ele sunt grupate în jurul liderilor și eu nici nu vreau să mă gândesc ce se poate întâmpla cu partidul, cu pasul, dacă într-un moment, de pildă Maia Sandu, decide să abandoneze viața politică și să plece, eu știu, într-un serviciu, pentru că pe dânsa cu brațele deschise o primesc înapoi și la Banca Mondială și în alte structuri internaționale să lucreze pe specialitate. Și eu nici nu vreau să mă gândesc ce se întâmplă cu acest partid. Nici nu vreau să trag concluziile. Dar dreapta nu este încă maturizată. Și o dovedesc recenta campanie electorală de la Hâncești. Care e în desfășurare. Nu s-a maturizat. Din păcate, ați fost și dumneavoastră implicat în fel goana, sau altul în goana, acest... Aș putea să deschid unele paranteze. Vă rog, vă rog. În goana sau în stăruința lor sănătoasă de a întări partidul din punct de vedere organizatoric, din punct de vedere teoretic, ideologic. Da, dar e vorba de un singur mandat care nu decide prea mult lucru. Dar nu schimbă în această stăruință salutabilă, în principiu salutabilă, de a crea niște structuri de partid puternice, de a crea un partid puternic, capabil să-l înfrunte în câmp deschis, într-o luptă deschisă, PSRM-ul și, în oarecare măsură, PD-ul. Ei se lasă duș de val și, la un oarecare moment, nu observă că interesul lor de partid intră în contradicții cu interesele mai mari politici, chiar aș zice interesul național. Oricum pot să lămuresc altfel
s-au încăpățânat atât de mult. Și pasul, dar și DAO, dar și Platforma Unirea să rămână în ajun de 15 martie cu trei candidați electorali pe dreapta și în condițiile când socialiștii au un singur candidat și PD-ul au un singur candidat. Oare nu este clar că acele 8.000 de voturi pe care le-a acumulat într-o luptă foarte grea în campania electorală din februarie 2019, candidatul Kobzac, acele 8.000 de voturi care a ieșit pe locul 2, la o distanță de 3.000 și ceva de voturi față de câștigătorul din partea PD-ului. Acele 8.000 de voturi acum vor fi împărțite. Și de ajuns domnul Kobzac să ia în jumătate numai să ia, nu toate 8.000. Și deja dispar șansele altui candidat, să zic cu șanse mai mari, zice doamna Stamate. Dar mai este și domnul Chirtoacă, care eu pe Chirtoacă îl consider cel mai mare orator din de pe arena politicii a Republicii Moldova. El este cel mai mare orator. Mesajul lui este clar, mesajul lui este răspicat, dar nu-i cazul acum să-i fac analiza. Și este politicianul poate cel mai de valoare care s-a născut, eu știu, în ultimii 10 de ani în Republica Moldova. Și pare rău foarte mult pentru cele care s-au întâmplat atât din vina situației din interiorul partidului cu când s-a transformat Partidul Liberal într-un conglomerat de partide liberale care se dușmănesc reciproc. Și din cauza celui care controla situația din Republica Moldova, care a înscenat acest dosar politic și l-a deraiat într-un fel de pe calea magistrală a vieții sale politice. Și iată că din păcate eu am așteptat că Chirtoacă o să se retragă. Dar mai este moment cuvenit. Eu nu știu dacă mai este timp. Uite, aici mi se pare că dacă nu greșesc cu 3-4 zile înainte. 3-4 zile, mi se pare. Uite, nu m-am consultat bine, dar mi se pare că stabilește codul ar fi normal dacă ar permite codul. Mi se pare că codul stabilește 2 săptămâni până la alegeri se poate de retras din campania electorală. Trebuie de verificat. Campania electorală. Chiar nu vreau să greșesc, mi se pare că e vorba despre 2 săptămâni când poate să se retragă. Poate să se retragă. Dar însuși faptul că rămâne în curs electoral până în ajun, el convinge un segment din electorat că dânsul este cel mai bun, este cea mai bună opțiune. Și la un moment să zicem că e posibil să se retragă. Dar electoratul a fost orientat spre dânsul și când el se retrage, electoratul se consideră abandonat, se consideră demoralizat și nici nu o să participe la alegeri. Și acum, foarte, foarte succint, care a fost totuși istoria cu intenția de a vă desemna pe dumneavoastră candidat la Câncești? Domnule Munteanu, am zis că acum încă n-a ajuns la maturitate politică. Lucrul ăsta l-am înțeles cu un an în urmă în cadrul alegerilor parlamentare generale, când acum a comis câteva greșeli, nu vreau să le zic fatale, dar foarte grele, care aceste greșeli au influențat rezultatul. Dacă nu erau comis acele greșeli, atunci acum ar fi trebuit să fie, eu cred, primul partid în Parlament și nu al treilea. O să vorbesc cu o altă ocazie, fiindcă acum ne aflăm în campanie electorală, oricum, și nu vreau, într-un mod sau altul, să influențez rezultatul. Da. Și atunci, un an în urmă, eu le-am atras atenția acumului să fac greșeală asta și asta. Trei greșeli am atras atenția. Acum din păcate, n-am fost ascultat. Și s-a soldat cu aceea că nici nu am mai participat. Am abandonat cursa electorală un an în urmă la alegerile generale. Am abandonat cursa și le-am dat posibilitate să se convingă că au greșit.
Eu mai mult n-am putut să fac atunci, n-am putut să fac apeluri, că era de ajuns că au fost atacați de Chirtoac în campania aceea electorală și le-au rupt procente grele, le-au rupt mesajul anti-acum, practic, a fost anti-Năstase mesajul, dar în ultimă instanță a fost un mesaj anti-acum, mesajul domnului Chirtoac. Și de ajuns că a fost dânsul. Și eu, iată, că chiar îi propuneam soluții unora din acum să anticipăm agravarea situației. Să înlăturăm degenerarea, alunecarea domnului Chirtoacă pe făgașul pe care a mers în timpul campaniei electorale. Și mai sunt câteva lucruri care nu am fost atunci ascultat. Acum... Și de atunci n-am participat. Și în vară mi s-a propus să candidez, mi s-a propus oficial Consiliul Național al PAS-ului, mi-a hotărât să candidez pe circumscripția din Europa, unde mandatul era asigurat 100%, fiindcă acolo Plahotniucu Dodon nu au nicio șansă în Europa, unde Europa nu este influențată de televiziunile lui Dodon. Europa gândește liber. Oamenii noștri din Europa gândesc liber. Alta e că unde ori se demoralizează. Și am acceptat timp de o noapte, fiindcă Dăuză le-am spus că cedez și le las să oprească spre alte candidaturi. Eu nu aveam dreptul moral să accept acea candidatură. Eu aș fi acceptat candidatura mea pe liste atunci, un an în urmă, să lupt într-o luptă generală. Dar atunci când mi-a dat totul de gata, eu am zis că nu o să particip, pentru că nu o să fiu înțeles de colegii mei din diaspora corect și sunt alte dedesubturi care aș putea cu altă ocazie să deschid parantezele. Și iată, refuzând un mandat de deputat, și eu le-am spus atunci că sunt lucruri mai de valoare decât mandatul de deputat în această lume, și mai ales că mandatul din Europa tot nu schimba cu raportul de forță din Parlament, oricum era acumului. Și iată că vin alegerile din Hâncești. Vin alegerile din Hâncești. Se eliberează un alt circumscripție, un alt mandat. Și m-au telefonat de la reprezentanți din conducerea platformei DA. Și le-am spus că nu, fiindcă nu are niciun rost, mandatul ăsta nu hotărăște nimic. Ba mai mult, chiar cum? Adică am refuzat Europa, unde eu am lucrat ani de zile, și să vin în Hâncești, unde eu nu m-am născut, unde eu nu am vizite de reședință, unde eu nu am un serviciu, o muncă, unde să am o legătură. În cadrul circumscripțiilor uninominale este foarte important factorul legăturii fizice, directe cu circumscripția. Asta aduce câteva procente din start. Aduce câteva procente. Dar zic că nu, m-au convins până la urmă că e o situație de neînțelegere între dâns și PAS și cu unioniști, iată, nu găsesc un mesaj cu unioniști să se împace după ce s-a întâmplat asta iară. Și iată, m-au convins sau m-au făcut să cad de acord, au smuls acordul de mine, că iată, eu aș fi persoana ca să adun împreună și segmentul unionist și PAS-ul și împreună cu DAO, care între timp se răcise relațiile între dânși și nu prea comunicau și chiar comunicau foarte prost. Și iată am hotărât să cad de acord. Dar am pus condițiile clare. Și am un comunicatul meu care l-am făcut public, susținut, este clar. Da, susținere din dacă există ambele susținere, tabere, da. Dacă voi vă înțelegeți și mergeți împreună, atunci eu merg să vă aduc mandatul ăsta, dacă o să ne ajute electoratul și o să ne ajute cel de sus. Acum avem ceea ce avem în circumscripția Hâncești și iarăși foarte, foarte scurt, pentru că mai avem un alt subiect pe care vreau să-l discutăm. Ce trebuie să facă dreapta pro-românească, dreapta pro-europeană pentru a face concurență serioasă lui Igor Dodon la prezidențiale, astfel încât în turul 2, dacă se va ajunge în turul 2, să fie o piedică serioasă în calea lui de a reveni la președinție? Să evalueze bine situația. Să evalueze, să analizeze bine parcursul dreptei noastre de la 2016 încoace. Să analizeze onest ce au făcut bine, dar unde au comis gafe serioase. Andrei Năstase în acest platou acum două zile a declarat că de această dată nu va ceda un milimetru. Va fi
candidatul platformei dat la prezidențiale. Pe de altă parte, nu mai cred că în politică, nu cred că în politică trebuie de făcut aceste declarații ultimative. Nu cred că în politică sunt binevenite aceste declarații. Tare multe se pot întâmpla în această vară până în toamnă și s-ar putea să retragă. De ce nu? S-ar putea să retragă. Nu sunt binevenite. Și eu nu cred că Andrei, domnul Năstase, a procedat rău atunci, în 2016, când s-a retras. L-a dat dovadă de că este un cavalier al dragostei din neam. Și rămânea dânsul în cursă, oponenții, dușmanii politici, ei se pregăteau că o să rămână domnul Năstase în cursă. Și pentru dânsul au pregătit un arsenal de armament atât de puternic, micidial, să-l distrugă, să-l facă una cu pământul. Și nu se știe la ce zi. Noi nu putem, în istorie avem ceea ce a fost. Da, ce ar fi fost. Dar să nu creadă domnul Năstase în toate informațiile care au început să parvin în dată după 13 noiembrie, cu sondaje secrete, că iată, el era clasat mai bine, să nu creadă în acestea, fiindcă pe lângă unele informații veridice, se duce un lucru foarte mare de dezinformare și un lucru foarte mare de dezbinare a dreptii și de a-i aduce la situația când nu comunic unii cu alții și mi se pare că în ultima vreme se cam strecoară și unele atacuri reciproce. Și nu-i bine, nu-i bine dacă noi intrăm în toamnă în asemenea situație. Chiar dacă eu zic așa, chiar dacă o să participe câțiva candidați pe dreapta, dar să fie oștenii aceiași, din aceeași oștire, să zicem flang, să împărțit în flangul de dreapta, de centru și de stânga și tot să luvească în oponenții noștri prin definiție, care este Partidul Socialiștilor, fiindcă eu în alegerile din toamnă, nici pe democrat nu-i consider oponenți prin definiție. Pe democrați eu îi consider aliații din turul 2, fiindcă, iată, democrații cred că eu sunt partici cu candidatul lor. Și ei trebuie tratați ca posibili aliați în turul 2. Să se evite orice etichetare, să se evite orice insultă la adresa democraților. Ei de ajuns greșelile care s-au făcut în vara anului trecut, când se trâmbița și cu voie și fără voie și cu necesitate și fără necesitate, că vor fi băgați la pușcărie toți criminalii, toți oligarhi și așa mai departe. Între timp, Dodon avea negocieri secrete cu dânși și îi căina, îi nitizea și îi spunea că ăștia sunt așa cum sunt ei, extremiști, da, și nu o să mai ducă nimeni la pușcărie. Am înțeles. Acum, domnule Druță, propun să trecem la un alt subiect, pentru care tangență directă cu dumneavoastră, sunteți istoric de factură. Astăzi, convențional vorbind, în aceste zile, în această perioadă, istoricii colegii dumneavoastră de la Institutul de Istorie trec printr-o perioadă foarte grea, o perioadă foarte dificilă. Au constituit și un comitet de grevă. Problema e că jumătate, dacă nu greșesc, din acel institut de istorie ar putea rămâne fără un loc de muncă. De 2 luni de zile nu și-au primit salariile. Majoritatea dintre ei nu au, proiectele majorității din ei nu au fost finanțate de autoritatea responsabilă de organizarea concursurilor pentru proiectele de cercetare. Problema este una foarte și foarte serioasă. A avut loc o acțiune de protest spontană ieri în Piața Marii Adunării Naționale. Un grup de istorici au ieșit și au spus păsul. Astăzi dimineața am văzut reacția premierului Ion Chicu. Și aș vrea să-i dau citirii integral reacției premierului Ion Chicu. Domnia sa scria pe Facebook următorul lucru. Bugetul alocat pentru știință și cercetare în anul 2020 este cu 17% mai mare ca în 2019 și constituie 545 de milioane de lei. Suntem gata să plătim pentru cercetări în matematică, fizică, chimie, biologie, medicină și multe alte domenii, scrie premierul Chicu. Nu irosim însă banii statului pentru pseudo-cercetători înrolați în proiecte politice. Aveți suficientă finanțare din altă sursă, spunea premierul Chicu. Ce ați livrat societății în schimbul sutelor de milioane de lei în ultimii ani, domnilor domni? Și-a încheiat mesajul premierul Ion Chicu. Cum vi s-a părut acest mesaj? Eu
monstruozitate. E o manifestare de ignoranță agresivă, grosolană. Am fost aceste zile, am trecut pe la Institutul de Istorie, fiindcă caut un document de partid din anii 70, care a jucat un rol important în viața noastră din anii 70-80, și nu-i dau de urme și am fost la Institutul de Istorie să apelez la serviciu, la ajutorul colegilor mei de la universitate. Și am văzut o situație foarte tristă acolo. Și după aia am luat și eu cunoștință de conținutul declarației lui Chicu, premierului Chicu. Știți, după asemenea declarații, te cuprinde o scârbă neagră. E incredibil, dar nu e posibil. Nu e posibil ca un om de stat în funcție de prim-ministru să comite asemenea monstruozitate. Nu este acceptabil, nu este imposibil. Eu înțeleg că nu a scris acest comunicat penița domnului, mânuța domnului Chicu. El are consilieri care au grijă de pagina lui pe Facebook, dar oricum trebuie apare să îngrijească de pagina lui. Este numele lui și el este făcut declarația asta grosolană de numele primului ministru. Dați-mi dar voi... este doar un atac în adresa istoricilor. Domnul Munteanu, câte minute mai avem? Mai avem 6 minute. 6 minute, să mă orientez. Eu am lucrat acasă puțin cu... Mulțumesc pentru întrebarea asta. Chiar e o întrebare de suflet. Mulțumesc pentru subiectul ăsta. Pentru că sunt istorici și istoricii sunt un soi de oameni aparte. Și știința istorică e o știință aparte. Și cel care ridică mâna, toporul asupra științei istorice, ridică mâna asupra memoriei, memoriei neamului nostru. Să zicem popor că Dumnezeu, dacă vrea să-l norocească pe cineva, îi ia mintea, îi ia memoria. Un om fără memorie, mancurt, el nu știe ce s-a întâmplat, cum s-a născut, cine au fost părinții, ce limbă vorbește. El nu știe nimic despre trecutul neamului și poate să vină orice venitic, orice străin să-i spună fă așa, fă altfel, fiindcă el, dacă nu-și cunoaște trecutul, nu-și cunoaște drepturile asupra pământului, dreptul asupra culturii sale, atunci el se lasă dus de vânt, se lasă dus de ape. Și când zic mancurt, mă refer la inclusiv și la declarația asta. Să mă scuze domnul prim-ministru, dar numai un mancurt putea scrie o asemenea declarație la adresa istoricilor din Republica Moldova, fiindcă parcursul și a scris-o consilierul lui. A scris-o consilierul lui, că Chicu se ocupă cu altele. Fiindcă pe parcursul anilor s-a creat o școală de istorici în Republica Moldova. Bine pregătiți sunt istoricii, de o responsabilitate profesională, clară, sunt cu dragoste din neam, dar dragostea lor din neam nici într-un caz nu periclitează adevărul istoric. Și când se va pune pe cântar dragoste din neam și adevărul istoric, istoricii, colegii mei pe care îi cunosc foarte bine, întotdeauna vor pune mâna pe adevărul istoric. Chiar fiindcă neamuri ideale nu sunt și nu este nici neamul nostru, avem și noi și păcatele noastre și ei știu să arăte păcate. Dar, în cazul concret, iată despre ce e vorba. Domnul Chicu, prin declarația asta, minte grosolan. În primul rând, el face trimitere la 545 de milioane pentru știință și cercetări. Și la sfârșit întreabă, el nu va finanța niște pseudo-cercetători care în anii trecuți au cheltuit sute de milioane. Un om care nu cunoaște situația, ce concluzii trage? Că iată, 545 de milioane au fost date pentru istorici. Nu este adevărat, dragi concetățeni, dragi telespectatori. Adevărul este următorul. Toți acei 545 de milioane au fost date pentru toate ramurile științei din Moldova, alocate pentru toate ramurile științei din Republica Moldova. Cât privește știința istorică, la concret, au fost alocate următoarele sume. 2018, 6 milioane 400 de mii lei moldovenești. 2019, 8 milioane, scuzați, 7 milioane 250 de mii. Și în 2020,
doar 4 milioane, ceva mai puțin de 4 milioane de lei moldovenești. O scădere, eu n-am calculat aici, dar așa cum văd eu, ar fi de vreo 40%. Dacă în genere știința a primit cu 17% alocații mai mult, știința istorică a fost masacrată din punct de vedere financiar. Și ce se ascunde în spatele acestei cifre? Din aceste 4 milioane, nu toate sunt alocate pentru cercetare. Doar 2 milioane jumate pentru cercetare, pentru că mai sunt și cheltuieli de exploatare a bazei materiale, a institutului, a bazei materiale de care se folosește știința istorică. Și rămân 2 milioane jumătate, asta în principalul sunt salariile pentru acei vreo 45 de istorici. Și iată ce se ascunde. După câteva zeci de ani de lucru, de cercetări istorice, institutul nostru de istorie a ajuns la punctul că de acum este capabil să editeze un studiu fundamental privind istoria noastră, începând cu cele mai vechi timpuri și terminând cu zilele noastre. Studiul se numește un tratat fundamental academic, în 5 volume. Primul volum este o sinteză generală, al doilea volum cuprinde Basarabia în componența Imperiului Țarist, al treilea volum, mi se pare, cuprinde Basarabia în perioada interbelică, 1918-1940, al patrulea volum cuprinde Republica Autonomă și Republica Unională Moldovenească după 40 până în 90 și ultimul volum, al cincilea, epoca modernă, acești 30 de ani de viață independentă. Ce au făcut? Au tăiat alocațiile. 10 secunde. În jumătate. Concluzia? Se lovește în istorie. 10 secunde avem. Este masacrată istoria. Este lovit adevărul istoric. Vor să lese în vigoare minciuna istorică care este scrisă în acele 3 volume cu care Dodon a împlut ambasadele străine, le-a transmis peste tot, unde în privința foametei scrie așa în acele 3 volume ale lui Dodon, că Stalin a făcut tot posibilul pentru a-i salva pe moldoveni de la foamete. Iată ce finanțează Dodon, dar n-a finanțat-o Dodon, a finanțat o ambasadă străină. Și când el vorbește chipul de surse externe, atunci surse externe au fost folosite pentru a finanța cele 3 volume ale lui Dodon. Dar Știința noastră autentică este masacrată pentru că nu-ți dorește ca copiii noștri, noi să nu știm adevărul istoric și de atâta să vorbesc enormități despre războiul de la Nisa. Nu mai avem timp. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnule Druță, pentru participarea la această emisiune. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Noi ne vedem deja săptămâna viitoare. Până atunci, toate bune, un sfârșit de săptămână reușit.